Domnul Radu Marian, la ce vă așteptați dumneavoastră? Da, bun. E clar că un pas important a fost făcut de către Comisia Europeană. Am primit această evaluare pozitivă și recomandarea deschiderii negocierilor. Sincer, simt cumva o senzație de 50-50. Pe de o parte, e clar că noi ne-am făcut temele pe acasă și nu am auzit de la nicio țară de membră UE, precum că, uite, ar avea anumite rezerve față de Republica Moldova. Clar că au fost auzite rezerve de la anumite țări față de Ucraina. Și acum întrebarea rămâne cum vor fi tratați la pachet sau separat. Noi ne concentrăm pe ceea ce putem face. Eu cred că s-au făcut eforturi diplomatice colosale pentru a discuta cu fiecare țară membră și, așa cum am spus, nu avem indicii că o țară anumită ar avea vreo problemă în a confirma această decizie. Deci asta am făcut. În același timp mergem înainte pe implementarea reformelor. Avem 6 din 9 recomandări îndeplinite complet, dar dacă se uită la procentaj, avem 93% din aceste acțiuni, pentru că din cele 6 din 9 blocuri sunt mai multe acțiuni. 93% din acțiuni le-am îndeplinit și, evident, până martie o să le îndeplinim pe toate celelalte. De ce până martie? Noi parcă discutăm despre decembrie. Păi nu, păi exact. Dacă se întâmplă decembrie o să aibă loc o decizie politică. Dar există anumite procese, cum ar fi alegerea procurorului general. Am înțeles. S-a început acea comisie preveting să evalueze, a finalizat evaluarea. Cum a fost acea decizie a Curții Supreme Justiție, care a întors înapoi în comisie, da. Și un pic s-a, câteva săptămâni s-a reținut acest proces. Am dat un exemplu. Dar, cu siguranță, până martie o să reușim să le îndeplinim pe toate. În momentul în care este luată această decizie politică din decembrie, atunci e clar că o să depindă mult mai mult de noi. Da? Deja o să depindă de capacitatea noastră de a implementa aceste reforme și a îmbunătăți justiția și economia și toate celelalte domenii. Deci, cumva, asta este etapa în care depindem politic de anumite decizii, iar ulterior soarta va fi în mâinile noastre. Va trebui să ne facem cele pe casă, să finalizăm fiecare din aceste capitole de negocieri și să ajungem domnul câțiva ani. Marian, soarta tot timpul a fost în mâinile noastre, pentru că a venit Uniunea Europeană și a dat aceste recomandări nouă. Exact. Da. Deci, noi ce am așteptat? Am văzut că nu merge reforma, am văzut rezistență în interiorul sistemului de justiție. De ce am așteptat să se întâmple nu știu ce de la sine? Ca tocmai acum, când expiră deadline-ul, da? Exact cum fac eu cu deadline-urile mele, tot le las pe ultima sută de metri. Exact așa faceți voi cu aceste deadline-uri. Ca și multe alte procese din viață, lucrurile nu merg exact după plan. Deci, pentru că în justiție, noi am început un proces cheie în acest lucru, este tot ce înseamnă verificarea, evaluarea extraordinară a judecătorilor.